Salut și bun venit la un nou episod de Farming Simulator 15 pe Barba Neagră. Probabil suntem pe The Old Ridge Farm, single player. O să mergem, cum v-am zis, în paralel cu ele și o să vă zic chestia asta de la început ca să nu uit după aia. Am rezolvat din nou cu pagina de moduri, acum aveți modurile toate. N-am mai pus poză la ele pentru că sunt atât de multe încât pagina ar fi avut un scroll în jos imens. Am făcut două categorii, una cu ce moduri am jucat noi pe Gamsting și le vedeți acolo și cealaltă cu modurile pe care noi le-am adăugat acum noi. Adică eu ce le-am pus pe harta asta de Old Ridge Farm. Pentru că am chiar câteva și aveți linkul la fiecare acolo, dar nu au poză. Așa că vă luați după nume, dați click și vedeți și voi care sunt. E destul de simplu. La tractoare am pus, o să băgăm un imogo, bineînțeles că e absolut superb, ăsta îl știm. Ăsta. Schwarzmüller. O să-l punem și pe ăsta pentru că e super interesant. Restul le mai avem, cred că și pe ăsta, Randazzo, avem două noi remorcuțe, să vedem cât de mult ne trebuiesc. Eu trebuie să strâng acum bani de ăsta și mai am puțin, dar cred că mai bine îmi cumpăr un teren, nu știu, vedem într-o clipă. Avem foarte multă treabă pentru că totul e un dezastru aici, e un dezastru total ce avem noi aici. O chestie care trebuie să o menționez, uitați-vă la volan. Sunt cu volanul. Și o să încerc un pic să mă orientez cu el. E prima dată când joc în Farming Simulator cu volanul și înregistrez. Nu știu exact cum o să mă descurc. Mă gândeam că pe The Old Ridge Farm aici funcționează perfect cu volanul pentru că e o hartă foarte înghesuită. Și mă ajută foarte mult când iau curbele ceva mai finuț. Ceva mai finuț ca de obicei. Eu am treaba așa că nu-mi permit să fac manual toată treaba asta, așa că o să-i dau lucrător automat, adică pe auto combine. E la jumate, așa că o să stau cu un ochi pe el. Tractorașul ăsta stă pur și simplu aici în standby, o să-l mut ca să nu încurce, deși nu cred că o să încurce că auto combine nu vine pe rotund. Avem aici niște chestii de rezolvat. Văd că avem grâu pus aici, o să trebuiască să ne uităm la niște oferte să vedem ce am putea pune pe viitor. Avem barley 17 că am luat acum. Ca și oferte mă interesează, stai așa că am trecut de ele. Astea sunt ofertele, la biomass avem wood chips, nu ne trebuie, avem corn. What? Se vinde atât de bine? Nu, stai, chiar ai 400. Canola se vinde cu 1000 la DeKalb. Și am făcut un test cu Alin și bine că Alin știa chestia asta deja. Eu nu mi-o mai aminteam și anume ieșim poate uneori mai bine cu barley pentru că luăm dublu decât canola la teren, știi? Adică de exemplu, canola se vinde cu 1102 euro la DeKalb. Putem să vindem barley și vom vinde cu 1482. 1482. Deci cu 380 de euro mai mult. Băi, și câtă matematică în seara asta, mă, ești nebun. Farm shop, nu... Asta de 181? Și asta cât dădea? 181. La OAB LTD, uite, îți dă mai mult pe canola, dar mai puțin pe barley. Deocamdată pentru noi e cel mai optim lucru. Și la Coaf Pub îți dă 1284 de euro pe canola. Interesant și asta. Dar pentru noi, deocamdată, cel mai eficient lucru e să... Uite, știu cum pot să merg așa încet. Cât de tare! pentru noi cel mai bun lucru acum e să semănăm barley all day, every day. Știi? Ceva de genul ăsta. O să mă uit să vedem, avem 63.000, mă uit să vedem dacă ne trebuie ceva și dacă nu o să... Îl am jos, îi dăm un B. And let's go! Sunt și cu pedalele, deci am și pedale acum. Și funcționează de minune. O să mă uit și în spate să vedem dacă mă încadrez bine. S-ar putea să mai joc așa pentru că îmi place. E chiar mișto. Și dacă mă ajută într-adevăr pe harta asta, atunci o să mai fac chestia asta. Nu prea îmi dau seama de la volan pe unde trebuie să seman. Așa că cel mai bine o să schimb modul de vizualizare. O să schimb camera. Hai să oprim și noi până torc eu, până mă duc pe partea cealaltă. Avem niște probleme aici, știi? Lăsate de course play. Stai așa. Și acum o să încep să le rezolvăm și pe astea. De-abia aștept. Am un tractor de adus. Am agrostarul de adus de la... dar nu știu unde e agrostarul. Cred că e la shop.
Așa că l-am de adus de acolo. Hai să facem mărginile, o să încep așa. Și sunt curios să vedem cum se comportă prin străduțele astea înghesuite, știi? Cu volanul mă refer. E de tare, e tare. Deci categoric, dacă puteți să jucați cu volanul jocul ăsta, e de belea cu volanul. De preferat unul cu butoane multe pe el ca să puteți să bindați multe shortcut-uri, pentru că altfel o să faceți ca mine și anume vă mutați când pe... Practic eu joc cu tastatura în față, că am butonașele pe tastatură. Nu le-am bindat încă, adică am câteva bindate pe butoanele volanului, dar nu le-am învățat încă pentru că nu o să joc decât acum, cel puțin așa plănuiam, dar văd că e super tare, așa că probabil o să mai repet figura asta. Și e tare, ce să mai... Cu volanul! Yay! Am zis că fac chestia asta de ceva vreme, dar na. Al meu principal nu a mers. Va trebui să mă întorc pentru chestiunea aia mică acolo. Așa că am decis să... Asta e de fapt volanul surorii mele. Și ăsta e un Genius. Celălalt al meu e un Apollo. Prostii de astea ieftine. Ieftine? Na. Nu sunt de alea scumpe de super milioane și chestii treburi. Și din cauza asta au probleme cu detecția, știi? Adică Apollo-ul meu nu are nicio problemă în Eurotrack, dar Genius-ul ăsta merge în farming, pe când Apollo nu merge. E o chestie așa ciudată, în fine. Ideea e că, ei, suntem la volan acum, e de belea. Ia să-mi curios dacă am luat-o toată. Băi, am luat-o toată, mă, cum așa ceva? Uite, mai am și pe stânga aici. O să o las pornită, dacă tot sunt încadrat aici. O să iau pe stânga. Băi, dar chiar îmi place, mă, deci chiar îmi place. Nice. Nice de nice. Nu poți să joci nici tot timpul, depinde ce activități faci, știi? Bun, hai că dau așa, îi dau un fold și va trebui să mă duc pe 9 în spate. Wow, ușor, ușor, facem niște drifturi mici. Hai să vedem ce e pe ăsta dacă... Mamă, ce nebuneala e aici, frățioare. Deci aici e nebuneala. Bun, îi dau un fold din nou. Și aici va trebui să refacem foarte mult stricăciune. Bun. Era deja jos, ok. Îi dăm un B atunci și am plecat la drum. Hop, 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 ușor, 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 ușor. Mi-a arătat Alin câteva ponturi la course play și poate rezolvăm data viitoare să nu mai rămânem cu marginea asta. Deși cu liniile astea pe mijloc nu avem ce să-i facem, alea sunt inevitabile. Maxim stânga, măi, maxim stânga. Hop, 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 Gamma style. Și acum stânga. Mamă, dar cât am avut pe aici. Deci avem foarte mult de refăcut, pe cuvânt. O grămadă de refăcut. O grămadă. Da. O, și mai e și pe partea aia. Firar. Eu am fertilizat aici. N-am fertilizat. Mie mi se par texturile astea pe aia închise. Bine că și în realitate pământul e negru-negru, știi? Dar nu s-o obișnui cu ele în joc. Probabil e o chestie doar de obișnuință aici, nu contează cine știe ce. Bun, o să-i dau un B ca să pot să întorc și eu cât mai repede. Pentru că trebuie să facem porțiunile de acolo. Uite, și o apăsăm puțin mai mult pe accelerație, pentru că putem să facem chestia asta. S-a obișnuit. S-a pus ușor, ușor ca la Eurotrack. Op, 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 atunci când parchez. Uite, am și pe aici câteva. Începe să-mi placă, mai ales acum că avem astea, deci terenurile astea, nu știu, au o formă chiar ciudată, nu știu dacă am mai întâlnit până acum terenuri de forma asta. 8 și 9 eu credeam că sunt chiar dreptunghiulare, dar sunt foarte departe de a fi dreptunghiulare. Așa, și mai am și pe partea cealaltă o chestiune mică. De așa să o luăm. Îi dăm un B. Atât, boss. Perfect. Bun. O să o ridic. Puteam să o păstrez, dar mergem mai încet. Punem jos B și o să o facem. Hai să facem totul de la volan. Sper că mă încadrez cum trebuie, nu știu încă sigur, să vedem dacă într-adevăr am stofă de fermier sau nu, a? Let's see. Uite așa, le iau ușor. Hop, no, pe asta o iau așa. Luăm marginea asta pentru că mai avem și picolo așa. Venim aici și terminăm cu colțișorul ăsta. Nu e nimic la întâmplare. Nu e nimic la întâmplare și cu ăsta. Și după aia mai trebuie decât să fac semicercul ăla, că e un semicerc acolo. Și o să-l iau, uite așa. Op! Mamă, ce tare volană că pot să fac viraje foarte bruște. Fără ca utilajul să mai pierdă timp pe redresări. Uite, mă, chiar aproape
E aproape toată zona asta acoperită. Super, 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 super tare. Uite așa, a? Cam așa. Băi, să vezi tu că mă obișnuiesc așa și cu mouse-ul, ești nebun. Bun, BV. And let's go. Să ridic în sus. Aș putea să o ridic în sus. Hai să o ridicăm în sus și o ducem în bază. Avem două terenuri făcute, cele două. Aș putea să mai cumpăr 18 sau 10. Nu știu exact cum sunt. Hai să ducem ăsta prima dată în bază. Bază care se regăsește în invers, în partea cealaltă. Și hai să conducem de la volan dacă tot avem posibilitatea asta. Perfect. Mergem în față. Yay, nice. I have a steering wheel. I have a steering wheel. Ok, acum trebuie să-l intrăm pe acolo, nu? Da, boss, intră pe aici. Nice, 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 de nice. Ok, și o să parchez și o semănătoare fix aici unde trebuie. Iete colea. Bun. Ia, hai să vedem cum ne descurcăm acum. Ușor. O să bag tot mai... stai, 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 că n-am luat-o bine. Stai. Mă, ce... Nu văd roțile, gata. Stai, stai, calm. Nu vedeam roțile. Dar nu-mi place așa. Uite așa. Gata, perfect, perfect, perfect. Hai ușor, hai ușor. Uite așa. Uite așa, hai ușor. Easy boy. Easy boy. Acum o mai călcăm un pic. Așa. Bun, 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 bun. Mamă, să vezi tu ce parcare este aici. Acum am maxim. Nu, nu stâlpul, nu stâlpul, nu stâlpul, nu stâlpul, nu stâlpul. Da, stâlpul, da. Deci e nasol. Trebuie să o redresez așa un pic. Da. Da, bun, 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 bun. Ha! Gata. A mers. A mers, ce să mai. E și setat. Bun. Q and let's go. De fertilizat acum. Trebuie să luăm de fertilizat. Da, bun, de fertilizat n-am luat. Nu știu sigur dacă trebuie. E destul de închisă textura aia. Dar o să vedem acum dacă trebuie. Cu siguranță o să trebuiască, da, hei. Și dacă nu trebuie, nu e o problemă. Bun. Nu. Stai. Mă zăpăci în pedalele astea, stai. Hai că o luat-o și pe aia. Da, n-am luat-o, am rămas fără aia. Du-te, mă! Stai așa, o luăm pe asta. Mamă, zici că sunt începători cu asta, deci nebun la cap. Și ce mai fac, frate, frate, cu greutatea asta, ești nebun? Acum, în spate! Hai, peste. Oh, come on, man, come on! Gata. Ce prostie! Gata, hai că acum am mers, am scos-o cu tastatura. Gata, perfect. Let's go, let's do this shit, man, let's do this shit. Asta e încărcat? Băi, nu e mă încărcat, mă, stai, că avem altă... Houston, we have another problem right there. Refuel? R? A, cu benzină. Păi, dar nu vreau. Calc. De aici încărcăm cu calc. Aha. Mișto. Bun. Unde era punctul de încărcat cu fertilizator? Cu îngrășământ, măi. Cu îngrășământ. O fi pe aici? Băi, și l-am văzut, mă, și pe ăsta. Mă omoară obișnuit. A, uite-l, mă, acolo, gata, l-am văzut. O să intru cu fața. Cam așa. Hai, boss, încarcă. Nu vrei? Why? A, pentru că nu l-am selectat de-aia. Așa, tuticu. Am mai pățit asta o dată. Și v-am zis și vouă, în caz că vreți să dați refill și nu aveți cum. Trebuie să fiți foarte atenți dacă aveți utilajul selectat, adaosul corect selectat. Bun, aici avem o problemă, așa că trebuie să descărcăm combina și o facem din nou de la manetă. Venim ușor încadrați pe partea asta. Wow! Ia să vedem cum arată în spate. Atât, tăticule, atât. Scoatem de aici ceva. Avem deja un pic. Cred că mai rezistă un pic... Da, cred că o să mai reziste un pic asta, remorca, până când se umple de full de tot. Full de tot! Pleonazm, n-are nimic. Merge, dăm înainte cu tupeu. Hai, mai ai?
Parcă nu avea atât de mult asta. O, nu mai merge, gata, trebuie să merg să o descarc. Băi, ești nebun. Ok, mergem și o descărcăm. No problemos, no pro fucking blemos. Bun, o ieșire vreau și eu. Uite pe aici, pe la mijloc. Și o să merg să descarc, pentru că n-am încotro. Da. Da, deci cu volan e mult mai mișto. E dubele, dubele. Strada asta de aici, deci eu ador străduța asta de aici. Uite și tu cum fac. Uite și cum fac roțile. E nemaipomenită, e nemaipomenită. Harta e și aia, tot în descriere, apropo. Ca să vreți să jucați pe ea, e acolo. Bun. Stai. Așa. Așa. Prea bun. Prea bun am spus, prea bun. Ca și pizza. Hai. Cute bitches. Beautiful. Beautiful, man. Beautiful. E dă belea. Ce să mai? Dă belea. Bun, o să iau la dreapta. Și... o să o duc din nou acolo pe teren, după care trebuie să vin cu tractorașul ăsta cu fertilizatorul. Să mergem să împrăștim cu îngrășământ. Deși, să fertilizăm, știi? Stai așa unde. Ba nu, inversă. Sau... unde-s mă terenurile a două? Fuck me, nu le mai văd. Ah, gata. Bun. În față. În față, mamen. În față. Fix în față și la stânga. Ei, te pe aici, o luăm și noi. O să tot calc eu gardul ăsta viu, pentru că n-am ce să fac, asta este. Bun, și o să parchez remorcuța undeva aici la umbră. Uite colea. Perfect. Și noi ne mutăm în utilajul cu fertilizatorul. Bun. Băi, foarte frumos pe harta noastră aici. Totul se mișcă bine. N-avem niciun fel de problemă. Problemuță până acum. Trebuie încă o să învăț. E un pic, mi se pare un pic mai încurcată la drumuri decât Gamsting. Gamsting parcă era un pic mai desfundată la capitolul ăsta. Și mi-a fost mai ușor să învăț, plus de alta, gardurile astea vii nu prea lucrează în favoarea ta când vine vorba de orientări. Pentru că nu facilitează tocmai o vizibilitate prea bună. Și... da, mai porumește, te încurcă rău de tot când te uiți. Bun, avem aici un teren. O să-i dau și un check ca să putem să vedem și noi de la depărtare exact tot. Perfect. Aplicăm și noi un girofar. Și nu știu, o să încep de aici, de undeva. Și după aia s-am surprins, dar știi că e deja totul fertilizat. Ceea ce n-ar fi tocmai o surpriză prea mare. No, nu e. Deci funcționează, doar că eu nu sunt încadrat cum trebuie. Stai așa, că îi dădusem H din greșeală, nu știu ce, în fine. Hai acum să facem cum trebuie. O să iau circular pentru nu... o să iau circular probabil și mai dau după aia pe mijloc o dată și gata. Cam așa. A, ce tare, puteam circular așa un pic doar de volan și merge singur circular. Cât de tare, măi, cât de tare. A, super, îți dai seama să iau un volan de la... bine, pe nu, nu că m-ar impresiona chiar atât de mult, dar cu siguranță gameplay-ul ar fi mult mai... te-ar implica mult mai mult în joc, știi, să ai un volanul ăla pe care l-au făcut ăștia acum și a apărut cu Gold Edition. Cred că e un plus. Deși v-am zis, dacă aveți niște bani de volan ca lumea, luați-vă un Logitech, că la întotdeauna e cel mai tare și funcționează și la mai multe jocuri. Așa că e dubelea. Sunt curios dacă există console speciale sau ceva cu butoane care, pe care poți să mapezi diferite treburi, știi, ca să le pui lângă volan, să nu trebuiască să accesezi tastatura. Bun, avem un teren terminat, iar celălalt este în partea cealaltă, o să iau pe drum pe aici. Merge și nu-i cum trebuie. Nice! Ei, aș putea să mă obișnuiesc cu asta. Chiar aș putea să mă obișnuiesc cu asta. O să intrăm... am intrare pe aici? Nu știu, nu-mi pasă. Ok, din nou, B, and let's go to work, let's go to work. O să facem, suntem puși și pe producție și de data asta. Nu știu exact cum funcționează, pardon, nu știu exact care e statusul combinei. Uite aici am uitat să apăs pe accelerație, dar o să vedem într-un moment. Și trebuie să mai aduc și agrostarul ăla aici. Practic, știi, la început, acum, noi asta facem și pe Sosnovska, același lucru, practic. Avem niște terenuri
avem, am început tot așa cu două terenuri și asta facem de la început, adică plantezi, recoltezi, plantezi, fertilizezi, recoltezi și tot așa, știi, pentru că altă opțiune nu ai, astea sunt doar, astea sunt toate terenurile cu care vine prima dată, cu care începi și automat trebuie să te urci ușor, ușor. Odată ce ai mai multe terenuri, ai mai multe lucruri de făcut, poți să te bagi în iarbă, poți să te bagi în animale, deci totul ține de terenuri. Ok, toate sunt bune și frumoase. O așa, se iau și la stânga, pentru că între aici se se face drumul nostru. Văd că comia noastră funcționează. O să mă duc și eu până acolo. Stai așa unde era drumul ăla. Era la stânga, uite aici. Mamă, ce repede se redresează cu volanul. Deci n-aveți idee care e diferența. Deci, e într-adevăr o diferență de redresare. Eu mai ocolesc pe aici pentru că îmi place că să conduc așa. Tare. Cred că e mai stresant atunci când vrei să faci ceva cu telehandlerul, îmi imaginez. Dar așa cu tractorul pur și simplu e de velea. Mă voi face și eu la dreapta. Și am intrat pe aici, ocoli și un pic. Bun. Iar tractorul ăsta îl punem undeva prin bază sau uite pe aici. Pe aici n-ar strica să-l pun. Hai să-l pun direct aici. Este? Hai. Uite aici, îl parcăm frumușel. Deocamdată asta nu o să-mi trebuiască. E bine? Cât de cât. Bun. Perfect. Asta trebuie golit. Nu trebuie golit. Mai e doar foarte puțin în el. Asta e de bine. Bun. Hai să aducem și noi agrostarul acasă. Nu avem tocmai un drum atât de mult, atât de mare de făcut. Dar o să fie super de la volan. Deja este super. La dreapta, cu siguranță, la dreapta o să o iau. Cam, uite și tu ce finuț le facem. Nice. O să setez un curs spre dăbelea. Cu abilitatea asta nouă pe care eu o am aici. Muhaha. Un pic la stânga. Nu aici, că intru în bunker. Da. Aici? No, no. Aici e gard. Aici? No, no, no. Următoarea la stânga, uite aici. Perfect. Bun. Cred că trebuia să intru. Da, trebuia să intru deja. Stai așa, poate pot să iau pe aici. Nu, asta e gard. Facem o întoarcere din trei mișcări. Mă rog, din două mișcări și un gard. Ceva de genul ăsta. Cu agrostarul ăsta, dacă vă întrebați ce făcea acolo, a vândut săracul un plug. Ce asta a făcut. Mai are aici un plug. Un tether. Ok, avem și atașament frontal. Deja am putea să tem și niște iarbă. Deși nu știu exact la ce am folosit eu, decât să ne luăm niște oi. Dar deocamdată oile nu ne prea folosesc, știi? Așa că banii ăștia îi putem investi în altceva. Bun, o să deschid și eu cupa. După ce se termină de deschis de tot, o să vin cu tractorul și o descarc. Este ca la o rețetă de culinară, știi? După gust, știi? Ceva de genul ăsta. Ok, după care va trebui să venim aici și cu... Să le, practic, să le semănăm din nou, fertilizăm și să începem toată treaba de la capăt. Este? Deja avem un pic de producție acum. Hai să vedem și noi care e statusul. 16 wheat, 17 barley. Dacă fac așa un fel de estimare, 1000, am luat un 2020 și ceva de mii pe barley. Pe grâu nu luăm mare lucru. De fapt, nu, stai, pe barley nu luăm, pardon, că nu, e 7, aoleo, nu luăm deloc bine. Not nice. Va trebui să merg să văd ce prețuri are un teren, ce teren aș putea să iau eu acum să fie cât mai eficient pentru mine. Unul îmi place, chemare, da, hei, nu prea am șanse. Și 10 e aproape. Aș putea să mă bag pe 10 că e aproape. Hai să vedem cât costă 10, că e și un pic mărișor, nu e cel mai mic teren din lume, știi? Așa că e ok și din punctul ăsta de vedere și o să merg cu ăsta. Comia noastră probabil o să trebuiască să o parcăm după aia. Dar întâi hai să vedem cât costă 10-le. Sunt foarte curios de treaba asta. Și dacă nu, să ne reorientăm către alt teren. Pentru că o să ne trebuiască. Unde e, mă, punctul? Ia! Hai să mergem direct la punctul de cumpărat. Uite aici. La intrare. Mamă, dar ce nasol. Ce e asta? Asta e clover?
Da, no, man. Ce? 18.010-le? What? Păi de ce doar atât? Poate din cauza că se întâi pe Medium? Stați așa, că avem o situație interesantă aici. Asta e destul de mare. Aș putea să scot... Nici nu mă gândesc, adică îl iau direct. Buy this bitch, man, buy this bitch. Și avem două tractoare, aș putea să fac dublu work. Avem 52 aici, aș putea să iau o de asta. Mi se pare că nu am, nu? Am așa ceva? Nu am. E ok. Aș putea să iau de asta mică să o folosesc la terenurile mele mici. Și să iau o de asta. Na, tot asta mare e mișto, că e eficientă. Dar nu am. Dar stai că pot să iei de asta. Ia stai. With sewing machine you can sew fields. Okay, it's principle to see there are no previous cultivating or plowing necessary. Cred că, da, va trebui să cultivăm înainte la astea. Asta ce e ea? Uite, să ai mășin că sow fields 12. Da, asta e de ridichi și de porumb. Știi ce? Pentru că, na, e nou și chestia, hai să o luăm pe asta. Asta are o lățime de 3 metri și asta, dacă nu mă înșel, tot de 3 metri. Condrex, capacitate 600 de litri asta și cea nouă are 750. Deja e un plus. Ca și bani, el mult mai ieftin. What? Mai ieftin ca cea default din joc? Mult mai ieftin chiar. Ok, super. Wow, ok, magnific chiar. Magnific. Păi și am cam terminat aici. Wow, nice. Nice de nice. Ar trebui să luăm... combina asta. O ne lungim un pic și cu episodul ăsta. Dar vreau să o parchez un pic la o parte. O băgăm, nu știu, o băgăm și pe asta tot așa la umbră. O pregătim aici pentru că pe o să venim cu tractoarele să semănăm și trebuie să avem spațiu. Uite, o băgăm, o bag aici. Așa. Iar ăsta, pentru că ăsta e terenul nostru acum, bineînțeles, va trebui să-l recoltăm, dar nu știu ce am eu aici. Deci eu nu știu ce e asta. Știi ce e asta un pic? Stai așa. Stai așa că o rezolvăm imediat. Merg prin mișiriște, merg prin miriște. Hai să vedem exact ce e acolo, pur și simplu, și vedem la fața locului cum se numește, care e iconița de fapt pentru asta. E foarte mult iarbă aici, cel puțin cu asta seamănă. O să încep din colțul ăsta. Am un frame rate de 60, dar s-a cădeat un pic, probabil din cauza texturilor ăstora atât de multe. O să fac eu o intrare manual. Pot? Nu pot. Băi, ce e asta, mă? Nu știu ce e asta. Cu ce o iau? O fi... A, cred că o iau cu ăla de silage. Amen. Nasol. Nasol. Bun, hai că va trebui să mă retrag. Pentru că o să vin aici și o să setez data viitoare. Cosplay-ul să funcționeze pe terenul ăsta. Așa că mie îmi va trebui să fie liber. Va trebui să fie liber și la fel cosplay-ul o să setez pe terenul ăsta. Pentru semă fucking nat. Ce trebuie eu să fac acum? Simplu, o să resetez. De fapt, nu resetez, știi ce? Mă duc direct la el. Mă duc direct la sursă, măi. Pe asta o ducem în bază. Suntem noi și noi ziua de muncă. Dar o să iau pe aici. Și... va trebui să mă duc la magazin să iau ce am cumpărat, și anume... Da, hai că vine cu ea pe aici. Și anume, semănătoarea aia. Ok. Nu știu, hai să o descarcă, după aia o să pun barley, ăsta e greu și nu o să se amestece. Așa că trebuie să o descarc. Și după aia încheiem și noi cu ziua de lucru. Care din nou zic eu că a fost foarte productivă. Cam. Merge aici? Merge. Ah, perfect. Cui pasă. Bun, pe ăsta îl voi lăsa acolo. Agrostare, prietene. Pe tine te-am ales, pe tine te-am ales. Iar eu nu trebuie să o iau pe aici pentru că trebuie să o iau invers. Sunt în rime și în pijamale, că e noapte și nu mă doare.
Băi, mă lași? Eminescu. Următoarea la stânga, da? Cam așa. Băi, stai așa să nu am ceva așa de mine. Stai un pic să mă uit. Nu, n-am. Mă și speriasem. Poate am plecat la, știi? Am plecat să iau semănătoarea și eram plin deja. Aia, nu stau să ocolesc terenul ăsta, frățioare. Adică, nu mersi. O să o tai direct prin el, că sunt... am nevoie de timp aici. Stânga și intrăm aici. Vreau să văd doar, vreau să văd semănătoarea. Uite-o, mă! Uite-o, mă! Hey, baby! How you doing? How you doing? Ha! E ok? Gata. E ok, așa. Nice! Nice! Cu asta vom face noi niște trebiță. Probabil va trebui să și cultivăm înainte. O vom vedea noi, oricum. Ideea e că am achiziționat-o. Și e un plus acolo. Ei, e nou. Arată frumos. Am multe țevișoare de-astea, multe furtunași în care, prin care cad semințele. Dă belea! Bărbușul, aici se termină și sesiunea noastră pe ziua de azi. Până data viitoare, nu uitați, dacă v-a plăcut, să vă abonați și un like, este imens apreciat. Iar noi ne vedem, bineînțeles, în episodul următor. Salut!